celebrează azi ziua de naștere. Marea campioană a floretei românești împlinește 50 de ani, iar mai bine de jumătate din ei a petrecut pe planșă în sala de scrimă. Talentată, muncitoare, dedicată și extrem de ambițioasă, Laura Badea a cucerit pentru clubul Steaua București și pentru România numai puțin de 22 de medalii olimpice, mondiale și europene. Singura campioană olimpică la individual din scrima românească, aur la Atlanta în 1996, Laura are în palmares 4 participări la Jocurile Olimpice. Astăzi, la împlinirea frumoasei vârste de 50 de ani, întreaga suflare roșalbastră face o reverență în fața marii campioane și îi transmite multă sănătate și un sincer și călduros la mulți ani. Dragă Laura, scrima a fost cea care ne-a adus împreună aproape 2 decenii. Am luptat sub culorile aceluiași club și în echipa națională. Ne-am bucurat și am suferit împreună de nenumărate ori. Pe lângă rezultatele frumoase și medaliile strălucitoare pe care le-am obținut, realizez, după ani și ani, că am obținut un alt lucru valoros, și anume prietenia noastră, sinceră și dezinteresată. La această frumoasă vârstă, când viața abia începe, aș vrea să-ți doresc să fii sănătoasă, să rămâi la fel de tânără și frumoasă, același om bun și drept pe care îl știu, să te bucuri de Maria și tu și Adi, îți doresc un curcubeu după fiecare furtună și un zâmbet după fiecare lacrimă. La mulți ani! Laurica, scumpa mea, de la mare depărtare, dar foarte aproape de tine, îți urez tot binele din lume, ție și familiei tale și, nu în ultimul rând, din partea familiei mele, la mulți ani, multă sănătate și să ne vedem cu bine. Te pup! La mulți ani, Laura! Îți doresc multă sănătate și multe bucurii în continuare, multe realizări. Mă simt norocoasă că te-am cunoscut și că am avut ocazia să fiu parte din aceeași echipă cu tine. Să-ți dea Dumnezeu sănătate și tot ce-ți dorești. Au trecut ani și tu ai rămas neschimbată. Îți doresc să fii sănătoasă, să fii înconjurată de oameni minunați și să ai parte de tot ce-ți dorești. Și nu uita să zâmbești în fiecare zi. La mulți ani! Te pup! Dragă Laura, cu ocazia împlinirii frumoasei vârste de 50 de ani, îți urez multă sănătate și tot atâtea împliniri pe câte ai avut în remarcabila ta carieră sportivă. La mulți ani! Dragă Laura, în primul rând doresc să-ți mulțumesc pentru clipele unice pe care le-am trăit împreună din postura de antrenor și sportivă. Și cu ocazia aniversării a 50 de ani, ce frumos, îți doresc să fii sănătoasă și să-ți conservi instinctul și simțul umorului, pentru că e foarte important pentru o doamnă, și un la mulți ani din tot sufletul. Eu îți mulțumesc pentru tot efortul depus de-a lungul carierei tale, obținând astfel rezultate frumoase, rezultate pe care și le-ar dori orice alt sportiv, și în felul acesta făcându-ne fericiți și mândri de tine și pe noi antrenorii tăi. La împlinirea celor 50 de ani, îți doresc din tot sufletul la mulți ani, să fii sănătoasă și să-și realizezi tot ce ți-ai pus în gând, să fii mereu veselă și optimistă ca și până acum. La mulți ani, te pup! Dragă Laura, 50 de ani de succes excelente pe plan profesional și particular. Noi două am petrecut o perioadă destul de lungă împreună, la antrenamente, concursuri, cantonamente, am sărbătorit împreună succesele, dar am și plâns la înfrângeri și am devenit pe parcursul timpului, cred, din colege, prietene. Pentru următorii 50 de ani, îți doresc multă sănătate, fericire și bucurie alături de cei dragi. Mulțumesc Steaua TV, mulțumesc Clubului Sportiv al Armatei Steaua. Sunt impresionată, nici nu găsesc cuvintele să vă mulțumesc pentru această surpriză. Cred că voi revedea filmul de nenumărate ori
pentru că în el se regăsesc persoane dragi. Ce pot să spun decât că sunt o răsfățată la sorții, așa cum am spus întotdeauna. Jumătate de secol. Sună ciudat. Dacă ar fi să iau de la capăt, aș lua-o din nou cu aceiași oameni. Oameni care m-au ajutat cu sfaturi, cu suportul lor, cu tot ceea ce a depins de ei ca eu să îmi transpun visele și ideile în realitate. Vă mulțumesc de nenumărate ori, de mii de ori, pentru că ați fost alături de mine, sunteți și sunt convinsă că veți fi în continuare.